La sfârșitul lunii octombrie, multiplul campion la ciclism, Gabriel Moiceanu, a fost omagiat într-un cadru festiv la Muzeul Automobilului Românesc de la Apa Sărată. Din cauza unor probleme medicale, de la eveniment a lipsit chiar cel sărbătorit. Duminică însă, la 3 săptămâni distanță, marele ciclist a fost vizitat acasă de vicepreședintele Federației Române de Ciclism, Ștefan Leibner, cel care i-a înmânat trofeul aniversar, dar și tricoul galben al ediției din acest an de la Turul României. Din partea Federației am pregătit și noi ceva pentru Nea Gabi Moiceanu. Este tricoul galben de anul acesta din Turul României. Este un tricou cu care Nea Gabi a fost foarte mult timp îmbrăcat de-a lungul carierei și un trofeu de mulțumire pentru sprijinul acordat în dezvoltarea ciclismului românesc. Asta e de partea Federației. Asta este de la Federație. Păi dacă ne... Uite, dacă... Ce se aduce? Asta e pentru de la un diplomă de excelență. Uite aici! Uite aici, uite-le! Păi le știu, da, dar normal. Și asta e altă pentru activitatea... Uite așa. Da, asta e frumos. Foarte frumos. Da. Cine a făcut asta? În Federație. Uite aici, de la Hagi. Hagi n-a... Hagi a făcut tablou cu mai multe, da. El de ziua lui, acum de ziua asta... Da. Uite aici. Primul campionat național al meu, în 55. Asta este cursa, câștigată etapă la Varșovia, la turul, la cursa Păcii. Asta n-am tăcut. Uite, tu mai ții minte pe Maxi, pe Nichi. E, cum să nu? Uite, pe Nichi, Maxi și cu mine. Aici sunt eu sus la mine, vedeți voi acum. Și aici cu Neamarte Ștefănescu, tot așa, la... într-o etapă din asta de, cu copiii noștri, care îi creșteam noi, ca antrenori. Vremuri. A fost vremuri. Gazdă primitoare, Gabriel Moiceanu și-a invitat oaspetele în camera muzeu, amenajată la etaj, prezentându-i câteva dintre obiectele care amintesc de fiecare mare rezultat al său. Turul Egiptului, cupa cu voința Cecom, turul Egiptului și asta era întâlnit în Bulgaria, aici Dinamo, aici campionatele mondiale, 24 de titluri de campion național, de maestru emerit al sportului, olimpiadă, ce să vă mai arăt? Trăiască România! Cu noi detalii despre vizita pe care i-am făcut-o acasă marelui sportiv, vom reveni pe larg în ediția specială a jurnalului Sport Mușcel TV, ce va fi difuzată joi 1 decembrie.